Când spunem Bali, ne gândim la viața aceea pe insulă, înconjurat de ape cristaline, palmieri și nisip fin. Dar noi am venit pentru 3 zile să explorăm viața la munte. Ne-am cazat în Munduk, stăm la Rahayu Homestay, într-un soi de căsuță în copac, confecționată din lemn, cu super peisaj către terasele de orez și pădure. Ne vor aștepta zile pline de aventură, de vizita cascade și temple, dar pentru început am zis să o luăm așa mai molcom. La o plimbare prin trasele de orez chiar de lângă cazare, după care eu voi merge la piscină. Iar eu la masaj. Planul este făcut. Bună dimineața! Noi ne-am trezit la ora 5, cu forțe proaspete, bateriile reîncărcate și vom porni în explorarea zonei Munduk. Tocmai am chiriat un scooter dis de dimineață, așa că suntem gata de aventură. După un drum plin de curbe și serpentine cam așa, am ajuns la primele raze de soare la templul Ulun Danu Beratan. Poate este printre cele mai fotogenice locuri în care am fost până acum, datorită amplasării sale direct pe lac. Arată absolut genial. L-am vizionat și fotografiat din toate colțurile. Intrarea costă 75.000 de rupii de persoană, iar noi tocmai ne-am hotărât să mai spargem 150.000 de rupii ca să închiriem bărcuța din spatele nostru. Sandra acum, practic, amestecă într-o ciorbă imensă. Ia asta și imaginează că face. După ce am filmat, am fotografiat și ne-am distrat, am zis, hai să venim cu niște informații mai importante. Noi ne aflăm practic pe malul lacului Beratan, fiind principala sursă de alimentare cu apă din zonă, iar în spatele nostru este templul Pura Ulun Danu Beratan, acesta fiind construit în secolul 17 cu scopul de a servi zeii apei. Putem spune că suntem foarte norocoși, deoarece am prins nivelul apei mai ridicat, ceea ce îți dă impresia că templul plutește. Chiar dacă este unul dintre cele mai importante și frumoase temple din Bali, este și cel mai puțin turistic, ceea ce a fost foarte bine pentru noi de dimineață. Am avut tot locul doar pentru noi, iar faptul că are un acoperiș format din 11 etaje îi dă un plus de frumusețe, de fotogenie. Deci, practic, aici am avut unul dintre cele mai bune locuri de răsărit de până acum din Bali. La doi pași de templu am găsit un loc unde să ne bem cafeaua. Dar dacă tot este ora 9 dimineața, am zis, hai că parcă ar merge niște tăiței, așa, pe clasic, și un mini burger. Așa că... Sunt fructe de mare, de data asta am înlocuit puiul cu fructe de mare. Dar sunt buni, așa-i? Puțin picanți, dar da, sunt buni. Trebuie să mănânci pe toți, sper că au fost foarte scumpi. $1.50. Cascada Ghid Ghid. Pentru a fi de folos, o să vă lăsăm și vouă adresa exactă unde să parcați, deoarece sunt mai multe puncte puse pe Maps. Ca la orice alt loc pe care doriți să-l vizitați în Bali, aveți nevoie de un bilet. 20.000 de rupii de persoană. Hai să mergem! Ne-am pozat, ne-am revigorat cu un duș matinal și suntem pregătiți să mergem către următoarea. În drumul nostru spre parcare am găsit un mic butic unde ne-am oprit ca să ne recorim. Am luat o cola zero, care este în graș, și o apă. Prețurile sunt corecte, 10.000 de rupii bucata. Câteva minute mai devreme, la cascada Ghid Ghid sau Ghid Ghid, cum spuneam noi, era soare și frumos și cald, iată că aici plouă, suntem practic înconjurați de nori, așa că a venit momentul să
să ne luăm pe noi călătirea de foaie. Chiar ne gândeam că poate le-am luat degeaba de acasă, dar nu. O nouă experiență, o nouă aventură. Deoarece a început să plouă mult prea tare pentru abilitățile mele de șofer de scooter, a trebuit să ne adăpostim. Iar Sandra a făcut shopping la buticul la care suntem, a cumpărat chipsuri. O pungă de aceasta costă 30 de bani. Dacă mai stăm mult, o să iau și niște fiduri, pentru că miros bine. După ce am tras o tură de ploaie, ne-am hotărât să pornim către o altă cascadă. Să vedem, avem noroc și reușim să o vedem astăzi, sau vom fi nevoiți să ne întoarcem mâine. După un drum de câțiva kilometri, care a părut o mică eternitate, suntem la câțiva pași de o nouă cascadă. Chiar dacă arătăm ca niște găini plouate, totuși avem noroc. S-a oprit ploaia. Parcă începe să plouă din nou. A doua cascadă vizitată în zona de Munduc se numește Baniumana Twin Waterfall. Îmi place în mod deosebit faptul că este înconjurată de verdeață, ceea ce o face o oază de relaxare. Iar faptul că am venit aici pe o vreme așa mai mohorâtă a avut și un avantaj. Am avut-o aproape doar pentru noi. Această seară ne-am hotărât să mâncăm la Eco Cafe 2. Mi se pare foarte interesant faptul că este o cooperativă de cafea a femeilor din satul Munduc. Mâncarea arată foarte bine, sucurile sunt super delicioase și review-urile sunt super bune. Abia aștept să lăsăm și noi unul, să vedem cum e. Foarte bun sosul. Ne-am luat ceva porc cu sos de soia. Da, eu am pui cu curry. Niam, 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 niam. Poftă bună! Chiar dacă nu am ajuns fix la răsărit, peisajul arată absolut incredibil. Plantațiile de orez sunt momentul optim pentru a fi fotografiate. De altfel, numele Jatiluih vine de la Jati, care înseamnă foarte, și Luih, care înseamnă frumos. Este foarte, foarte frumos. Incredibil. Am și o întrebare. Mama, de ce nu mi-ai spus și mie Jatiluih? De ce mă cheamă Radu? Acest loc este atât de fain organizat, încât are și trasee marcate. Noi am ales cel mediu, undeva la oră jumătate, 2 ore, 2 km și jumătate. Este marcat cu linia maro. Aproape la jumătatea traseului, dar ne place extraordinar de mult. Mai avem de parcurs cam o oră. Sunt atât de multe nuanțe de verde aici, arată incredibil. Vă recomandăm să veniți cât mai de dimineață, deoarece după aceea se încălzește tot mai tare, cum este acum. Am avut parte de dimineață absolut perfectă. Să fiu sincer, când m-am trezit, era ora 4 dimineața și mă gândeam, are sens să mergem o oră și jumătate cu scooterul până la Jatiluih? Ce poate să fie așa de fain? Oricum am mai văzut orez.
acum stau și mă gândesc că a meritat fiecare curbă, fiecare kilometru, deoarece peisajul este absolut incredibil. Prețul biletelor este de 40.000 de rupii de persoană, dar merită toți banii, deoarece terasele sunt super bine întreținute, traseul este marcat. Este o mai mare plăcere să te plimbi și poți să alegi. Să te plimbi de la o oră până la undeva la 5-6 ore, chiar poți să închiriezi și biciclete electrice. Mi se pare super fain. Și ca experiența să fie așa, exact cum trebuie, ca la carte, am găsit la 900 metri distanță o cafenea cu un peisaj de îți taie respirația. Aici exact suntem acum și așteptăm să ne vină mâncarea. Practic, sunt terasele de orez preferate din Bali. În această zonă, aparent, nu avem nicio zi fără o ploaie zdravă. La câteva minute după ce am plecat de la cafenea, eram pe scooter și simțim deja cum începe să picure, așa că ne-am adăpostit sub un acoperiș și așteptăm să se oprească. Am să încerc să fiu cu iogurt. Tocmai am cumpărat cele mai scumpe bilete la cascadă. Am dat 50.000 de rupii pe unul, deci 100.000 de rupii în total. Până acum eram obișnuit cu 20.000. Se pare că aceasta este mai scumpă și mai turistică. Leche, leche, hai să vedem cu ce ne aștepți, cu ce ne impresionezi. Trebuie coborât cu grijă, deoarece treptele astea de pământ sunt albunecoase. Teren de coborâre la cascadă până acum. Cel mai scump! Am ajuns la baza cascadei Leche Leche, am făcut câteva fotografii, iar Sandra vine acum, este toată pleașcă, la fel ca și aparatul, la fel ca și mine. În Bali, dacă vrei să te însori, trebuie să te uiți pe calendarul balinez să vezi care dată este potrivită pentru a-ți organiza nunta. Ieri și alaltieri au fost două date specifice nunților. De aceea, chiar în spatele nostru, este o casă amenajată pentru o ceremonie. Iar astăzi, pe parcursul călătoriei noastre, am observat o mulțime de case amenajate și împopoțunate în fel și chip. Enduro! Drumul până la următoarea cascadă, și anume Nung Nung, implică un pic de enduro. Cu scuturul, evident. Masaj! Masaj balinez, varianta pădoroț. Ultima cascadă vizitată în această zonă se numește Nung Nung. Prețul biletelor este de 20.000 de rupii de persoană și am coborât extrem de multe trepte până să ajungem jos. De astfel este cascada și cu debitul cel mai impresionant, mai ales că acum a plouat nu de mult timp. Noi nu am intrat tocmai din această cauză pentru că ne-a fost frică să nu ne ia pe sus. În schimb, eu am zburat cu drona și o arătat fabulos. Mai aveam în plan încă o cascadă, Secum Pul, probabil cea mai turistică de aici din zonă. Dar am primit foarte multe recenzii și am citit foarte multe review-uri pe Google în care oamenii se plâng de faptul că localnicii fac un fel de scut împotriva turiștilor, adică practic cum funcționează. Mergi cu scooterul și cu ceva timp înainte nu te mai lasă să treci dacă nu plătești ghid privat. Adică ca idee, cam toate cascadele costă $1-2 de persoană să le vizitezi, ei bine, acolo îți cer $10 de persoană. Mi se pare o chestie mult prea turistică, adică un fel de scam, așa că am preferat să dăm pas la acea cascadă, deoarece nu vrem să încurajăm acest gen de turism. Am auzit că este cea mai frumoasă cascadă, dar probabil că experiența nu ar fi fost cea mai plăcută.
Tocmai am avut o revelație. Google Maps ne arată tot timpul un anumit timp în care vom face traseul, dar noi reușim să-l depășim, adică să întârziem. Practic, suntem un fel de CFR. Ultima dimineață petrecută în Munduc, am ales să ne mai trezim la 4 dimineața și să vedem și noi oare cum este micul dejun la această cazare, pentru că până acum l-am mâncat tot pe drum. Ca idee, noi am rezervat această locație datorită peisajului. Da, este super frumos, dar parcă am fi preferat ceva mai accesibil din punct de vedere al șoselelor. Adică să nu facem în fiecare dimineață 30 de minute în plus cu scooterul. Astfel, am venit cu o recomandare de cazare. Dacă vreți să vizitați această zonă, parcă, din punctul nostru de vedere, ar fi mai indicat o cazare în zona de Beratan sau chiar Jatilui, deoarece șosele sunt mai bune, peisajele sunt foarte faine și acolo, și dacă chiar vreți să vizitați zona de Munduc, puteți să veniți odată, o vedeți și e ok. Acum, cam asta a fost aventura noastră din Munduc. Sperăm că v-a plăcut, a fost plină de adrenalină și de multe, multe serpentine, peisaje faine. Ne pare rău că n-am ajuns la cascada Secumpul, dar nu vrem să susținem turismul ăsta agresiv. Așa, da. Ce vreau să zic este că ieri am stat cam 150 de km pe motoretă, deci am făcut cu acest scooter când n-am făcut cu toate celelalte la un loc. Da, în total cred că am făcut vreo 4-5 ore pe scooter, ieri avem așa fundul un pic tăbăcit, așa că încheiem acest vlog plecând către următoarea destinație, dar cu taxiul. Vă încurajăm să lăsați un comentariu, o întrebare, un like sau chiar să vă abonați la canalul Fotograful Călător, deoarece aventura noastră în Bali continuă. Mulțumim! Salutare din Munduc!